Una dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă învățământul din țara noastră este abandonul școlar, fenomen care generează efecte negative la nivel de individ și asupra întregii societăți. Motivația abandonului școlar, potrivit cercetărilor statistice în domeniu, o reprezintă cel mai frecvent situația economică precară, mediul familial dezorganizat, exodul părinților în străinătate și lipsa locurilor de muncă atractive pentru tineri, se arată în document. Conform publicației statistice Proiectarea populației școlare din România la orizontul anului 2060, în anul 2013-2014, rata abandonului școlar în învățământul primar și gimnazial a fost de 1,5%. Cea mai mare valoare a ratei abandonului s-a înregistrat în învățământul post-liceal și de maestri, de 7,9%. În cadrul învățământului liceal și profesional, în anul școlar 2013-2014, rata abandonului a fost de 2,9%. În varianta constantă, numărul populației rezidente preșcolare și școlare de 0-23 ani ar urma să cunoască o diminuare de la 3,7 milioane persoane în anul 2015 la 2,1 milioane persoane în anul 2060. Pe grupe de vârstă, cea mai mare scădere ar urma să se înregistreze la copiii de 3-5 ani. Cea mai mică scădere se va înregistra la grupa elevilor de 15-18 ani. Pe sexe, scăderea populației preșcolare și școlare ar fi mai mare pentru populația rezidentă feminină decât pentru cea masculină. În profil teritorial, scăderea populației preșcolare și școlare va fi resimțită în toate județele. Cele mai mici scăderi relative se vor înregistra în județele Ilfov și Brașov. Județul care ar înregistra cea mai mare diminuare a populației preșcolare și școlare este județul Gorj, menționează publicația. Printre cele mai afectate județe de scăderea populației preșcolare și școlare se vor număra Botoșani, Brăila, Caraș-Severin, Mehedinți, Olt și Vâlcea cu peste 60%. Județele mai puțin afectate, care vor înregistra reduceri între 23,0% și 30,0%, vor fi Bacău, Constanța, Neamț, Sibiu și Suceava.